pregătesc la un asemenea nivel, da. Chiar și la Libni. Da. Satu Mare. Un an în plus pentru Darius Zegrean. Andrei Varga acum în colțul roșu. După care vom vedea cu ce au venit moldovenii, pentru că va fi un meci cu un nivel foarte bun. Între doi moldoveni, unul al nostru și unul al lor. Da, foarte buni luptători au. Acesta este Andrei Varga din Satu Mare. Al treilea meci la centura WKU. Cela dintre Darius Zegrean și Andrei Varga. Ce hotărât pare Varga. Da. Experiența însă ne arată că nu întotdeauna e decisiv. Începe dintr-o clipă în alta, în limitele categoriei 75 de kilograme. Arbitrul își face datoria din a face cunoscute toate regulile, după care se desfășoară acest meci. Trei reprize, câte două minute așadar pentru Darius Zegrean și Andrei Varga. Zegrean în negru. Stângaci. Stângaci, evident. Da, după gardă. Oh, lasă cerat acolo. Da. Da, e un loc care l-a, cred că l-a curentat. L-a curentat, bine. Da. Pe Andrei Varga. Un uppercut ratat de Darius Zegrean. Acum o serie a lui Andrei Varga, care îl pune în dificultate pe Zegrean. Ultimul minut al rundei inaugurale dintre Varga și Zegrean. Momentan cam la egalitate ambii. Cu mențiunea că parcă Varga e într-un trend ascendent. Insistă cu low kick-urile Zegrean și cu succes. Da, pentru că profită de avantajele pe care le are statura lui. Exact. O partidă de la distanță nu-l avantajează și atunci, da, încearcă să compenseze. Exact. A ieșit din, a ieșit repede din colț. Știe că nu-i de stat acolo. Da, a fost un final, care să zicem... Prima repriză bună. E o primă repriză bună cu au dat echilibru, mult din cu brațe, din picioare. De capacitatea de remontare fizică, dar mai ales strategică, da, depinde deznodământul acestui meci. Spectaculos pe alocuri. Așa e. Varga a avut câteva momente pe care n-a reușit însă să le ducă până la capăt. Asta și pentru faptul că Zegrean are știința de a ieși din clinciuri. Da. Evit, imediat intră în clinci, folosește bine clinciul, iese din unghi, iese din colțuri imediat. Să vedem cum vor sta lucrurile în runda următoare. Între Andrei Varga și Darius Zegrean. Începe cu low kick, evident. Iară kick, iară low kick. Dă mai bine cu brațele Varga, în schimb, jocul de picioare a lui Zegrean. Încearcă să compenseze acum direct în bărbia
Bănățeanului și acum lovitură de picior. Senzația pe care o ai așa la o primă vedere a celor doi este că Varga e mai mare. Da, este. Și mai înalt și mai lat. Da, nu-ți pare? Da. Practic au aceleași kilograme, 75 de kilograme. Acestea sunt momentele în care e ușoară dominarea lui Andrei Varga. Lovitură de picior frontală, încercată de sportivul din Satu Mare. Da. Bună lovitură de genunchi. În colț acolo, arbitrul, într-adevăr, îi spune lui Zegrean, el este singurul care poate opri meciul. Pica proteza. Da. A căzut chiar pe masa noastră. Mă rog, măsurile de protecție, de, mă rog, și igienice până la urmă. Nu poate lua, am mai văzut în alte meciuri. Da, le-au luat de pe jos. Și... Se repornește cronometrul, dar suntem în ultimele 10 secunde, așa practic. Ai. 18, mă rog. Bună seria lui, a lui Varga. La loviturile de genunchi și acum la corp câteva lovituri succesive ale lui Varga. Da. A fost repis la lui Varga totuși. Asta e impresia mea. Da, și eu zic la fel. Dacă la început nu prea eram convins, acum sunt. Și ca de fiecare dată spunem asta, poate devenind redundanți, dar șansa lui Zegrean de acum este săriște. Absolut. Riscul, meseria vieții, pornești, nu mai ai nimic de pierdut. Uite aici seriile astea despre care vorbeam. Ce a venit după aia pe el, iară. Lovitor de genunchi bună. Croșeul a ficat, iară. Dar elorile ne permit nouă luxul de a vedea mai bine ceea ce s-a întâmplat. Arbitrii însă fac evaluarea în timp real. Așa, mă rog, și diferența de experiență dintre clar, noi și ei ochiul format. Este în favoarea lor net. Absolut. Și încât să vedem acum runda a treia, ultima a confruntării dintre Darius Zegrean și Andrei Varga. Începe nota în care s-a terminat runda a doua. Chiar dacă aceste croșee merg în blocajul adversarului, ele tot nu pot rămâne fără consecință. Sigur, se adaugă. Se adaugă fiecare lovitură care o iei. Și că dacă o iei pe blocaj, până la urmă tot o simți. Cearcă acum, Zegrean e în corzi. Din punct de vedere fizic, Varga pare capabil să țină o lovitură de picior în cap acum. Da. Și încă una de genunchi. Varga boxează acum cu gura deschisă, semn care are nevoie de oxigen suplimentar. Măi, e obosit. Apropiem de ultimele 30 de secunde, încă o lovitură de picior. Un middle kick pentru Andrei Varga. Indicațiile de pe marginea lui Iulian Tărău pentru elevul său. S-a ridicat repede acolo, ca ars Andrei Varga. A căzut dintr-un low kick. Oh! Asta a fost o directă bună. Dar n-a fost numărat. Nu. Și finalul, clar, aparține lui Varga. Și problema câștigătorului, cred că nu se pune.
Nu, nu mai e loc de interpretare în momentul ăsta. Așa este. Cu o singură excepție, în singur meci în care n-am fost pe aceeași frecvență cu arbitrii, în rest, din cele 23 le-am nimerit pe toate. Da, da. Mă rog, e un fel de a spune, le-am așa e. Apreciat pe toate mai degrabă decât le-am nimerit. Sunt curios care e deznodământul, după care ne pregătim să-l vedem pe elevul lui Petru Morari, Iurie Gagan, din Republica Moldova, campionul Republicii, așadar campionul la această categorie de vârstă și bun de greutate luptător din Republica Moldova, în fața lui Cosmin Vargoțchi. Victoria lui Andrei Varga, pe care o anticipaserăm și noi. Ne pregătim pentru următoarea dispută, cea cu numărul 24. E vorba de confruntarea dintre Cosmin Vargoțchi din Rodna, antrenat de Vali Bodea, 16 ani, 65 de kilograme, din Republica Moldova, adversarul său de la clubul sportiv Combat Fight Club, Petru Morari, pe numele lui Iurie Gagan. Ultimele fotografii în ring pentru profilurile de social media, în vreme ce noi încercăm să răspundem întrebării către cine merge cea de-a patra centură WKU. În mod normal către Iurie Gagan ar trebui. Dar are experiență mai mare, e campionul. Rămâne de văzut, însă au mai fost și surprize. A fost, sigur. La 65 de kilograme, forța pumnului nu e chiar atât de... Nu. Dar se pot întâmpla și knockout-uri.